La Mănăstirea Vasiova din județul Caraș-Severin a avut loc astăzi sinaxa stareților și starețelor din Mitropolia Banatului. În cursul dimineții, ierarhii membrii ai Sinodului Mitropolitan, precum și stareții și starețele așezămintelor monahale din cuprinsul Mitropoliei, au participat la Sfânta Liturghie, oficiată în Biserica Mănăstirii de Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. Lucrările sinaxei s-au desfășurat în paraclisul de iarnă al mănăstirii. Sinaxa are menirea ca să reunească pe toți părinții și toate maicile cu responsabilități de seamă în coordonarea vieții monahale și să discute despre activitatea monahală, despre lucrurile care sunt de real folos și care trebuiesc păstrate cu multe sfințenie de toți călugării și călugărițele din mitropolia Banatului. În cadrul ședinței au fost analizate și evaluate problemele actuale ale monahismului bănățean. A fost un cadru în care s-au discutat problemele de actualitate ale monahismului din această parte de țară și din această parte a Patriarhiei Române cadru în care, așa cum spuneam, s-au accentuat acele probleme ce țin de viața monahilor de zi cu zi, de viața liturgică și în mod deosebit inclusiv ascultarea în raport cu ierarhia bisericească și din mănăstire. În cadrul sinaxei s-a prezentat și cartea Mănăstiri și schituri din episcopia Caransebeșului, scrisă de părintele arhimandrit Constantin Timiș, exarhul mănăstirilor din eparhia Caransebeșului. Ideea aceasta a venit datorită faptului că în ultima vreme, în ultimii ani, la mănăstirile și scrituri din cuprinsul eparhiei Caransebeșului au fost multe sporiri și domnicești, dar și în plan material. Toate acestea au fost așternute în scris și în imagini în această carte, care de fapt sintetizează întreaga activitate a vieții monahale din cuprinsul episcopiei Caransebeșului. Mitropolia Banatului cuprinde patru eparhii: Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia Aradului, Episcopia Caransebeșului și Episcopia Devei și Hunedoarei.